sapiens, ieșita din caverne. Muncește pentru hrană, doarme pe ceșa șterne. Eu mi-am făcut salteaua mai lată și mai lungă, mai bine lăbărsată decât să nu mi-ajungă. M-am descurcat prin muncă fără niciun ajutor, doar labele astea patru și o lamă de topor. Acum în societate pășesc bogat și demn, căci mobila vlănaru e arta mea din lemn. Bine, nu-mi place să mă laud, dar sunt artist complet. Dăm pensulă, sunt pictor, dăm pană, sunt poet. Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună. Dacă pui la pape ele, poftă bună. Alo, 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 am pictat un calmaro. Am laba mai precisă decât pisica. Sotoporul este daltă și-mi place că e lat, căci mai presus de artă ador să fiu bogat. Domnule vlănaru, vă mulțumim extrem de mult. Fără dumneavoastră nu știm ce ne-am fi făcut. O tance pentru teatru, orice sumă risipește, căci iubește arta și arta îl iubește. Și numai din iubire, deci fără interese, a sponsorizat decorul acestei piese. Vedeți și voi ce nu e doar mai masiv și fier, deci doar de la plenarul cumpărați mobilier. Ai pădurea ca să mă îmbogățesc. De fapt eu bag securea, fiindcă vă iubesc. Vai, când aud că cotre frate cu motanu, cine a scornit-o pe asta? Atât l-a dus potanu. De fapt a scos pe gură un negru porumbel, căci codrul e Cain, iar voi sunteți Abel. Veverițe veninoase și e purturbați, așteaptă cu ochi roșii de sișul să-l călcați. Plus că în păduri pândește un groaznic animal, pisica sălbatică de neandertal. O, Doamne, câtă forță, ce rânjet, ce măsele, ce blană și ce gheare, așa, ca ale mele. Și atunci țipați spre mine să vin să vă salvez. Păi nu fac eu mai bine, că deja îl retez. De fur din codru 5 hectare. Ce-i pasă codrului? Mai are! Domnule plănaru, vă mulțumim extrem de mult. Fără dumneavoastră nu știm ce ne-am fi făcut. Un motance pentru teatru, orice sumă risipește, căci el iubește arta și arta îl iubește. Și numai din iubire, deci fără interese, a sponsorizat decorul acestei piese. Vedeți și voi ce nu e doar lemn masiv și fier, deci doar de la plănaru cumpărați mobilier. Nimeni, blănarul sigur poate. Pe mâna mea orașul ar merge ca pe roate. Nu-mi trebuie politică, nu vreau să candidez. Dar dacă mă vrea lumea, am să mă conformez. Pe contracandidați, îi rog frumos să-mi spună câți dintre ei oare au curaj să mi se opună. Câți vor să-l primească în vizită pe Alioșa, când știți ce poate să facă Alioșa cu sacoșa. Voi dezvolta orașul cu parcuri și cu spitale. Echipa mea de fotbal va ajunge prin finale. Va trece fix prin centru, autostradă suspendată, că na, nevastă mea conduce ca o descreierată. Cu toții veți striga, domnul primar, să ne trăiești. Și în cinstea mea orașul se va numi Blănești. Actorii de la teatru or să cânte despre mine, și o să ia mama dracu dacă nu cântă bine. Domnule plănaru, vă mulțumim extrem de mult. Fără dumneavoastră nu știm ce ne-am fi făcut. Un motance pentru teatru, orice sumă risipește, căci el iubește arta și arta îl iubește. Și numai din iubire, deci fără interese, a sponsorizat decorul acestei piese. Vedeți și voi ce nu e doar lemn masiv și fier, deci doar de la plănaru cumpărați mobilier. Foarte frumos, foarte frumos. Domnule plenaru, dacă se poate, eu aș avea o întrebare totuși. Da, spune, sigur. Eu mă întrebam de ce doar la noi se taie copacii. Mai erau 2 milioane, mai sunt 3. E păcat, n-avem unde să ne învățăm copiii, să zgreapțene, să cațere. Am mai răspuns la întrebarea asta, este vorba despre o acțiune sanitară. Acum, dacă tot suntem la capitolul ăsta, ați promis la început că înlocuiți asfaltul cu nisip. Da, adică nu, fost... și o problemă, într-adevăr, reală, e faptul că, domnule plenaru, numai la noi în oraș, de la noi se iau șobolanii și șoricei și exact, nu avem nevoie de terapie. Ce se face la baie, domnișoară? Absolut anormal, adică eu n-am unde să-i pregătesc pentru viață. Să-i vâneze.